Bine v-am găsit la prezentarea smartphone-ului Nokia 5.3. Avem de face cu un device cu display cu diagonala de 6,55 de inch. Rezoluția este 720x1600 pixeli. Avem un sistem quad camera pe partea din spate, capabil să realizeze fotografii cu rezoluția de 13 megapixeli. Avem între 3 și 6 GB de memorie RAM în funcție de versiune. Procesorul este Qualcomm Snapdragon 665. Bateria este încăpătoare, are 4000 mAh. Iar smartphone-ul este destul de ușor, cântărește 185 de grame și are un profil de 8,5 mm. Nokia 5.3 urmează Android 10 și face parte din programul Android One. Avem de face cu un buton dedicat asistentului Google. What can you do? How can I help Kalugaru? Tell me the news. Here's the latest news. From Reuters TV, US, at 1:47 p.m. today. Here are your top stories brought to you. Pe partea din spate avem o cameră foto principală de 13 megapixeli, o cameră ultrawide de 5 megapixeli, un senzor macro de 2 megapixeli și un senzor pentru adâncime de 2 megapixeli. Camera foto principală poate realiza clipuri cu rezoluție 4K, iar camera foto frontală poate realiza clipuri în format Full HD. Smartphone-ul folosește procesorul Qualcomm Snapdragon 665 și are 3, 4 sau 6 GB de memorie RAM în funcție de versiune. Memoria internă este 64 GB și poate fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Pe partea din spate, imediat sub cele 4 camere, avem senzorul pentru amprente. Este un senzor rapid și precis. Pe partea dreaptă avem butoanele Power și butoanele pentru volum, iar în partea de jos se află portul USB Type-C și difuzorul. Pe partea de sus avem portul jack, iar pe partea stângă, v-am mai spus, avem butonul asistentului Google, dar și sloturi pentru cartelele SIM și carduri microSD. Pentru camera foto din spate avem mai multe moduri foto-video, bokeh drive, foto, video, noapte, dar și panoramă, timelapse, cu încetinitorul și modul de fotografiere în format pătrat. Putem realiza și fotografii wide. Haideți să realizez și un selfie cu camera foto frontală. Acum folosesc modul portret. Subiectul este pus în evidență. Iată rezultatul. Să vă arăt și câteva fotografii realizate cu camerele foto principale. Detaliile sunt bune. Încă câteva selfie-uri. Din nou alte fotografii. Să vedem și cât de repede încarcă Sonic Dash Nokia 5.3. Cu această ocazie veți auzi și cât de tare râde sunetul acest smartphone. S-a încărcat destul de repede, sunetul se aude clar. În concluzie, Nokia 5.3 este un smartphone cu un raport calitate-preț foarte bun, care oferă multe. Avem de-a face cu un device compact, cu un display de calitate și cu camere foto care realizează fotografii de o calitate bună. Aștept părerile voastre despre Nokia 5.3 și vă invit să-mi recomandați și alte gadget-uri Nokia pentru teste.